Tocmai am fost la control, la ginecolog. Din nou sunt pe strada asta, ca cum plec de la spital. Și sunt mașini care trec pe aici, sper să mă auziți totuși. Nu prea am nici spațiu pe telefon, cred, așa că o să încerc să fiu rapidă, dar am vrut totuși să fac update-ul ăsta. Astăzi am împlinit 24 de săptămâni de sarcină și am avut controlul la ginecolog și mi-a zis că bebe este bine, totul e ok, crește, totul e conform planului până acum, adică toate măsurătorile și totul e în ordine până acum și mi-a zis că, da, deci astăzi am fix 24 de săptămâni și conform măsurătorilor ar avea bebe, ar fi acum 24 de săptămâni și 4 zile. Am văzut acum pe foaia asta pe care mi-o dă că e, da, în mod normal trebuie să fie aici o poză cu bebe, dar stătea așa, își pusese mâna așa pe față și a zis că poți să-ți imaginezi că acolo e fața, dar stă, se ascunde, nu știu, stătea și într-o parte și cu mâna așa în fața, în fața feței și a zis că e artă abstractă această fotografie. A încercat să-i facă poză, dar nu se înțelege nimic pentru că se și mișca mâna. La un moment dat l-am văzut așa un pic, dar după aia, pe când se facă poza, deja nu se mai vedea nimic. În orice caz, a zis că are 738 de grame acum și că, da, cred că și cum ar avea 24 de săptămâni, aș avea 24 de săptămâni și 4 zile. Pe aici, pe foaia asta, am văzut undeva că ar fi 24 și 5 zile. Și aici scrie termenul că ar fi 15 februarie 2021, în timp ce data oficială, data de la început, a fost 23 februarie. Și acum parcă tot mai devreme, data trecută nu mai știu care ar fi fost termenul, scrie acolo parcă 21, acum scrie 15 februarie. Așa că s-ar putea să vină totuși mai devreme sau să fie termenul un pic mai devreme, de fapt, decât au crezut ei inițial. Și sunt curioasă când ar trebui să vină bebe până la urmă, pentru că, în mod normal, eu până pe 16 februarie va trebui să lucrez, pentru că oficial în Belgia trebuie să lucrezi până la 39 de săptămâni. Și dacă ei la început au zis că eu fac 40 de săptămâni pe 23, asta înseamnă că trebuie să lucrez până pe 16. Și dacă de fapt nasc pe 15, înseamnă că nu primez nici măcar o zi înainte de a naște. Dar vedem până atunci, mai este o grămadă. Am uitat să spun, cred că astăzi suntem în data de 3 noiembrie 2020. Și scuzați în fața și toate astea. Nu sunt machiată absolut deloc. Am lucrat toată ziua și am plecat direct după muncă. Am plecat la control și n-am mai apucat să fac nimic. Chiar, na, ochiul e mult mai bine, dar oricum, acum când m-am dus acolo să-mi ia tensiunea, cum fac de obicei înainte de a intra la ginecolog, tipa de acolo m-a întrebat, dar ce ai puțin la ochi? Ce ai la ochi? I-am zis, zic, că am avut, dita mai infecția, dar acum e bine, dar se mai văd așa niște punctulețe, ca și cum am trei coșuri pe ploapă. Așa se vede, acum nu se vede bine că sunt luminile astea ciudate în jurul meu, dar altfel se văd așa trei puncte pe ochi, pe ploapă și, mă rog, eu mă simt bine că acum mă mai doare, nu mai am nicio problemă și n-are nimic dacă mai durează un pic până se retrage complet, nu mă deranjează. Da, și în rest, astăzi când m-am ridicat de pe scaun la un moment dat, am simțit așa o durere de spate. Oh, deci nu știu, nu ca și cum se pune un cârcel, nu știu ce a fost. Da, o să rog pe Ciprian să facă un masaj în seara asta și poate se mai relaxează zona aia. Deci nu știu ce este. Nu e durere de spate așa cu totul. E un punct așa unde mă doare foarte tare. Nu știu de ce.
Când am făcut o mișcare bruscă sau ceva de genul ăsta pe scaun toată ziua acasă, muncesc de acasă. Și într-adevăr, Nicolae la un moment dat mi-a adus o pernă și mi-a pus-o așa în spate și zic, o, să stau mai confortabil. Și după aia, când m-a ridicat, nu mai puteam să mă mișc, de fapt, de-abia m-am ridicat ca o bătrânică. Dar sper să nu fie nimic grav, să se treacă repede și durerea asta. Da, și cam asta am vrut să vă zic, s-a oprit brusc pentru că nu mai aveam spațiu acolo și m-a transferat pe cartelă sau nu știu pe ce, pe cardul ăla. Da. Rest, nu știu ce să vă mai zic, sper să fie bine bebelușul Nicolas tot timpul. Mă mângâie pe burtă, zice bebe, bebe și când înainte de culcare, în continuare, vrea să doarmă acolo cu capul lângă bebe. Și da, asta e burta mea acum. Se vede, da, se vede, zic eu. Și foarte ciudat că nici nu m-au văzut colegele de atâta timp. Unele dintre ele m-au văzut, dar unele cu unele nici nu m-am văzut deloc la birou, că tot trebuie să mergem pe rând. Și bănuiesc că e ciudat așa să vezi pe cineva după aia dintr-o dată cu burta imensă, dacă o să putem să mergem din nou în ianuarie sau bănuiesc că acum lucrăm de acasă, bănuiesc că la anul poate, dar scuze, e mega întuneric, nu vedeți nimic, bănuiesc că o să se prelungească măsurile până la 31 decembrie, probabil, v-am zis, astăzi suntem în 3 noiembrie, e marți, și poate că o să revenim din ianuarie, dacă totul e mai ok cu corona, dacă nu, nu știu. Vedem ce va mai fi. Ok, pupici, pa! Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.